Stimați oaspeți, dragi prieteni, dragi participanți, stimați organizatori, salutăm prezența dumneavoastră la un eveniment mult așteptat, care de fapt este mai mult decât o invitație la un dialog și o invitație de totalizare a eforturilor depuse și a succeselor înregistrate. Este vorba despre evenimentul de premiere a celor mai buni angajatori al anului 2021. Bună ziua și bine ați venit și adresăm anticipat felicitări tuturor celor care se vor regăsi în această listă de premiere angajatorilor anului 2021. Bine ați venit! Doamnelor și domnilor, în contextul evenimentului de astăzi, tindem neapărat să menționăm faptul că evenimentul de astăzi este mai mult decât o invitație la un dialog, este un exemplu de motivație foarte puternică a faptului că, indiferent de timpurile în care trăim sau a provocărilor cărora trebuie să le facem față, acolo unde există motivație, acolo unde există unitate și eforturile sunt conjugate, oamenii ajută oameni, sunt create comunități puternici dezvoltate din punct de vedere economic și social și succesele nu întârzie să apară. Cel puțin așa cum s-a întâmplat în practica și în activitatea celor mai bune angajatori anului 2021. Doamnelor și domnilor, stimați oaspeți, dragi participanți, evenimentul de astăzi este organizat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sub egida Ministerului Muncii și a Protecției Sociale. În acest context, stimați participanți, dragi organizatori, salutăm prezența Ministrului Muncii și a Protecției Sociale, domnului Marcel Spatar. Bună ziua, domnule ministru! Bine ați venit alături de noi, alături de colegii dumneavoastră, a directorului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, doamna Raisa Dogaru. Bună ziua și felicitări în contextul organizării acestui eveniment. A domnului președinte al Confederației Naționale a Patronatului de Republica Moldova, domnul Cerescu Leonid, a domnului Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova. Bună ziua și bine ați venit! Domnilor și domnilor, stimați participanți, pentru că am menționat despre faptul că astăzi cei mai buni vor face parte din această listă de premiere, am adresat anticipat felicitări celor care se regăsesc în această listă de premiere și pentru că au fost depuse foarte multe eforturi, au fost totalizate rezultatele cele mai bune ale anului 2021 în contextul celor mai buni angajatori. Cu permisiunea dumneavoastră, pentru că am menționat despre Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și a Ministerul Muncii și a Protecției Sociale, permiteți-mi să ofer cuvânt domnului ministru al Muncii și al Protecției Sociale al Republicii Moldova, Marcel Spatar. Domnule ministru, aveți cuvântul. Bună dimineața și mulțumesc pentru ocazia de a interveni la începutul acestui eveniment frumos. Este al doilea an când Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă recunoaște performanța angajatorilor. Noi avem nevoie de implicarea plenară a angajatorilor pentru a rezolva o problemă sistemică în Republica Moldova și aici mă refer la gradul foarte înalt de inocupare. Într-adevăr, Republica Moldova înregistrează una dintre cele mai scăzute rate de ocupare din Europa Centrală și de Est, de jur de 42-43% în ultimii ani și aici este un potențial enorm de valorificare a resursei umane la care poate contribui și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și angajatorii, bineînțeles. Cu susținerea partenerilor de dezvoltare, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, între primele măsuri în vederea sporirii dialogului social, în vederea angajării tinerilor și a șomerilor în câmpul muncii pentru a contribui la creșterea productivității muncii, la creșterea salariilor, la îmbunătățirea securității muncii. Mă bucur să văd în lista premianților de astăzi, mai multe sectoare economice și se vede cât de diversă este activitatea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Regăsim întreprinderi din domenii precum agricultura, silvicultura, fabricarea pâinii și producerea de baterie, industria prelucrătoare, de exemplu, prelucrarea și fabricarea cotelor de lemn sau confecționarea de textile. Avem întreprinderi din construcție, din servicii de înfrânțare, acte testive, hotelice, restaurante. Este un spectru foarte larg de activități care apelează la serviciile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și mă bucur că în ultimii ani Agenția implementează servicii active de ocupare și răspătește
cu ocazia acestor evenimente cei mai buni angajatori. Prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru acoperirea forței de muncă, agenția face eforturi deosebite pentru a susține persoanele afectate de starea de urgență, instituită ca urmare a situației epidemiologice și am văzut acum 2 ani că restricțiile care au fost impuse de către autorități au dus la mărirea numărului de șomeri, mulți oameni și-au pierdut locul de muncă și aici rolul agenției a fost foarte important pentru a stimula reangajarea oamenilor în câmpul muncii. Acest eveniment de astăzi, care celebrează cei mai buni angajatori, sper să devină o tradiție, așa cum am spus, este la a doua ediție. Ministerul este încântat de ocazia de a putea să răspătească cei mai buni angajatori și să-i promoveze, astfel încât să fie vizibile cele mai bune practici și alți angajatori să se inspire de la cei care au implementat politici de ocupare prietenoase cu populația din zonele în care își desfășoară activitatea. Pe această notă pozitivă, eu vreau să vă asigur de sprijinul ministerului nostru în continuare și de faptul că noi vom implementa politici care să fie prietenoase cu mediul de afaceri, care să permită angajarea persoanelor indiferent de situație și regiune și care să conducă într-un final la creșterea productivității și la creșterea remunerării salariaților. Într-un mediu, bineînțeles, care să fie sigur și care să ofere un trai decent salariaților și familiilor acestor. Vă mulțumesc! Un discurs în debutul acestui eveniment aflat la cea de-a doua ediție a fost Ministrul Muncii și a Protecției Sociale, domnul Marcel Spătar. Domnul ministru, vă mulțumim foarte mult, vă dorim sănătate și succes alături de colegii dumneavoastră. Domnilor și domnilor, stimați participanți, rămânem la acest moment de început al mesajelor de început în contextul evenimentului de astăzi. În continuare ofer cuvântul unei doamne pe care o respect foarte mult pentru că alături de colegii dumneiei a reușit să transforme un dialog într-o practică foarte bună a angajărilor. Dovada acestui fapt este cea de-a doua ediție a evenimentului de astăzi. E vorba despre directorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, doamna Raisa Dogar. Doamna Dogar, vă salut, vă felicit și vă invităm. Bună ziua tuturor, stimate domnule ministru, stimați reprezentanți ai angajatorilor, stimați colegi, vă salut în calitate de gazdă a celei de-a doua ediție, evenimentul de premierie a celor mai buni angajatori ai anului 2021, care s-au evitat în concurarea cu anotimia. Scopul evenimentului este în aprecierea și promovarea angajatorilor care s-au remarcat la implementarea politicilor de ocupare a forței de muncă. Începând cu 2019, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă implementează un cadru legislativ care privește un portofoliu nou de măsuri active de piața muncii care sunt aliniate la practicile internaționale, adresate atât persoanelor aflate în căutarea unui muncă, cât și angajatorilor. Iar aprecierea celor mai buni angajatori prezintă o inițiativă menită să încurajeze angajatorii să participe activ la realizarea politicii active de ocupare a forței de muncă. Anotimia lucrează cu angajatori din diverse domenii de activitate și este important ca noi să înțelegem activitatea fiecărui angajator ca să o adaptăm la intervențiile cu care vine Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cu ajutorul angajatorilor, cunoaștere care este cererea piața muncii, cunoaștere care sunt competențele solicitate de angajatori, condițiile de ocupare a lor de muncă, salariile oferite, vedem comportamentul atât angajatorilor cât și persoanelor care caută un loc de muncă. Aceasta este o informație foarte importantă care este pusă la dispoziție persoanelor care caută un loc de muncă. Pe parcursul anului 2021, Agenția Națională a gestionat circa 29.000 locuri de muncă și au fost angajate în câmpul muncii circa 9.000 șomieri. În comun cu angajatorii au fost organizate mai multe activități, așa ca activități de recrutare, târguri online a locurilor de muncă. Este foarte important, atât din punct de vedere economic, cât și social, ca o persoană
să aibă un loc de muncă. În acest context, informația deținută ca rezultat al bunei lucrări cu angajatorii este pusă la dispoziția persoanelor care apelează la serviciile Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și prin canalele sale de informare. Pe parcursul anului 2021, la serviciile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, au apelat peste 75.000 de persoane. Acesta este un număr foarte mare, dar este un număr mai mare a cei care ne privesc prin diverse canale de informare. Stimați participanți, ca rezultat al conlucrării cu angajatorii, pe parcursul anului 2021, 152 de șomieri au urmat instruirea la locul de muncă. 132 de angajatori au beneficiat de subvenții și au creat condiții pentru 263 de persoane care au urmat stagiul profesional în întreprinderi, astfel crescând șansele de angajare, obținând experiență în profesia pe care o dețin. 189 de angajatori au beneficiat de subvenții și au angajat 382 de șomieri cu bariere pe piața muncii, care au fost angajați la întreprinderi. 12 angajatori au creat locuri de muncă în mediul rural. Impactul pandemiei a lăsat amprenta asupra pieței muncii. Mulți agenți economici au întâmpinat probleme serioase, înregistrând pierderi. ANOFEME vă mulțumește din suflet pentru buna colaborare, pentru eforturile depuse pe parcursul anului 2021. Vă felicit cu nominalizările și cu trofeul cel mai bun angajator al anului 2021. Vă invit în continuare să colaborați cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și să facem un parteneriat real pe piața muncii. Felicitări încă o dată și vă mulțumesc! Felicitări, este o reciprocitate astăzi, doamna Dogaru, vă mulțumim pentru mesajul dumneavoastră. Salutăm cu o dată participanții care sunt alături de noi prin intermediul conexiunii care a fost pusă și asigurată de către organizatori și care, sper eu, ne va crea un mediu prielnic ca să ne bucurăm de aceste rezultate de totalizare a evenimentului de premiere a celor mai bune angajatori a anului 2021. Domnilor și domnilor, suntem tot mai aproape de înmânarea, în măsura în care ne permite mediul online evident, a acestor distincții. Nu înainte însă de a oferi cuvânt președintului Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, domnului Leonid Cerescu. Domnule Cerescu, vă salut, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnul moderator, domnule ministru Marcel Spătaru, doamna director Raisa Dogaru, onorată asistență, stimați colegi, vă salut din numele Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, organizația mediului de afaceri fondată încă în 1996, care promovează consecvent drepturile angajatorilor în raport cu guvernul, cu sindicatele și alte entități. De la fondarea am optat și luptăm în continuare pentru crearea condițiilor favorabile a afacerilor, astfel încât agenții economici să fie stimulați să creeze locuri de muncă noi și să investească aici, în țara noastră. Evenimentul de premiere a celor mai buni angajatori al anului 2021, organizat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, sub egida Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, este un bun prilej de a aduce în vizor importanța dezvoltării unei afaceri oneste și totodată sprijinul statului pentru cei care participă activ la realizarea măsurilor pentru piața muncii. Vreau să vă doresc sănătate, perseverență și realizări marcante care se inspire pentru noi locuri de muncă și o activitate prosperă a agenților economici. Pentru cei care astăzi vor fi onorați cu această distinție, cel mai bun angajator al anului 2021, felicitări și urări de bine. La mai mult și la mai mare succes, vă mulțumesc foarte mult! Domnule Cerescu, vă mulțumim foarte mult. A fost președintele Confederației Naționale a Patronatului de Republica Moldova. Vă dorim sănătate și succes!
Domnilor și domnilor, am menționat la început despre prezența la evenimentul de astăzi a vicepreședintelui Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova, domnului Sergiu Sainciuc. Domnule Sainciuc, vă salut! Vă oferim cuvântul. Vă rugăm să conectați microfonul, domnul Sainciuc. Microfonul? Da, este. Da. Mulțumesc, domnule Galogan. Stimate domnule ministru Marcel Spătare, domnule președinte Leonid Cerescu, doamna Dogaru, directorul al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, stimați colegi, parteneri, stimați angajatori, de asemenea, din numele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, ca al treilea partener social în activitatea noastră comună, salut desfășurarea acestui eveniment de marcare și de decernare a premiilor pentru cei mai buni angajatori anului 2021. Evident că noi toți, și sindicatele, și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, nu putem să activăm dacă nu ar fi angajatorii care creează locuri de muncă, care angajează salariații și persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă. Angajatorii înseamnă cei care achită salariile pentru cei care muncesc, cei care achită impozitele în bugetul statului. Angajatorii înseamnă creșterea economică a țării. După un an, după primul an de pandemie, când am avut o descreștere economică de 7% a produsului intern brut, noi vedem că anul acesta situația s-a schimbat cu mult spre bine. În primele 9 luni de zile avem deja o creștere mai mare decât de 10%. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că mai multe persoane sunt angajate, sunt mai multe locuri de muncă decente. Asta înseamnă că sunt achitate și salariile și alte plăți sociale care le achită angajatorii și salariații. Mă bucur faptul că avem o cooperare foarte bună între partenerii sociali. Și inclusiv și în domeniul ocupării forței de muncă, anterior am avut un consiliu tripartit care administra Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Acum avem aceeași situație, deci vreau să menționez că recent Consiliul a examinat activitatea agenției pentru anul 2021 și s-au trasat căile pentru anul 2022. Ambițiile sunt foarte mari, deci planurile sunt foarte mari, sarcinile care stau în fața agenției de asemenea sunt foarte mari, cu atât mai mult având un număr de personal destul de limitat, fără o conlucrare eficientă cu angajatorii, va fi foarte complicat ca Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă să-și realizeze sarcinile și scopurile stabilite. Dar această cooperare bună cu angajatorii este și rezultatul final de astăzi, când vor fi marcați și vor fi decernate premiile pentru cei mai buni angajatori ai anul 2021. Eu vreau să spun că angajatorii trebuie să-i susținem și noi susținem angajatorii. Angajatorii sunt acei parteneri și la nivel de sindicate, fiindcă vreau să menționez că avem peste 6.000 de organizații primare, asta înseamnă că în 6.000 de unități economice sunt organizații sindicale și iarăși sunt aceiași salariați de care răspund și sindicatele și angajatorii în primul rând. De aceea, această conlucrare foarte bună prin Agenția de Ocupare a Forței de Muncă este ca acea platformă care unește cel care oferă un loc de muncă și persoanele care caută un loc de muncă. Și iarăși, dacă nu se face acest lucru, practic era imposibil de a selecta acești angajatori care de a-i stimula. Eu consider că este o practică foarte bună, eficientă, care trebuie să continuă și pe viitor. Felicitări tuturor deci premianților, dar după cum s-a menționat deja, printre ei sunt reprezentanții angajatorilor din toate sferele economiei naționale și asta e un bun exemplu ca pe viitor să participe la acest concurs cât mai mulți angajatori. Pentru că cooperarea noastră este una necesară și iarăși toate problemele care sunt în fața și angajatorilor și a salariaților pot fi soluționate doar prin dialog social constructiv la nivel național, la nivel teritorial, la nivel de Agenție Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Încă o dată felicitări pentru toți premianții acestui concurs. Multă sănătate și succes în continuare. Mulțumesc! Domnule vicepreședinte, vă mulțumim foarte mult. Stimați participanți, dragi premianți, stimați organizatori, domnule ministru Marcel Spătare, evenimentul de astăzi continuă într-o atmosferă a concluziilor trase pe parcursul anului 2021. Pandemia de coronavirus ne-a demonstrat încă o dată că momentul de conlucrare și de echipă este foarte important. Ori asta sunt reperele evenimentului de astăzi.
prin care Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă încurajează angajatorii ca să fie un exemplu pentru colegii de preaslă și să continue acest traseu care astăzi a ajuns la un moment de sărbătoare și e vorba despre premianți. Domnilor și domnilor, în vederea încurajării angajatorilor privind colaborarea cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, a apărut ideea acestui eveniment de premiere în baza rezultatelor anului 2021, care au fost grupate în 5 nominalizări, iar unele divizate în mai multe categorii. Așadar, vă invităm să faceți cunoștință cu cei mai buni angajatori anului 2021, care s-au remarcat prin colaborare activă cu subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Primul trofeu al evenimentului de astăzi și respectiv vor răsuna și numele celor care s-au învrednicit de această nominație. E vorba despre SRL Xadenco Anenii Noi. Este o întreprindere fondată în anul 2015 de către Andrei Baciu. Aceasta se specializează în fabricarea pâinii, a prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie. Întreprinderea oferă o serie de avantaje, comunitate, varietate sortimentală, calitate superioară a preparatelor, economicitate, accesibilitate, atmosferă plăcută. Actualmente, în cadrul societății cu răspundere limitată Xadenco, din totalul de angajați, doi au fost selectați din rândul șomerilor înregistrați la Direcția Ocuparea Forței de Muncă Anenii Noi. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este recunoscătoarea companiei pentru colaborarea continuă cu subdiviziunea Anenii Noi și angajarea în câmpul muncii a șomerilor înregistrați. În viitor, Xadenco Anenii Noi dorește să se extindă în sectorul rural datorită creșterii cererii pe piața locală, lărgirii gamei sortimentare de preparate culinare și oferirea serviciilor de catering. Îi urăm mult succes și prosperitate SRL-ului Xadenco Anenii Noi, iar drept recunoștință îi se decernează premiul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cel mai bun angajator al anului 2021. La nominația angajator cu cei mai mulți șomeri angajați direcționați de către subdiviziunea teritorială de ocupare a forței de muncă, categoria angajator cu numărul angajaților până la 9 persoane. Felicitările noastre și în contextul acestor felicitări oferim cuvânt managerului de producere, Baciu Lilia. Aveți cuvântul. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumim pentru aprecierea acordată companiei noastre Xad și Company, nominalizată la cel mai bun ca cel mai bun angajator a anului 2021. Grație colaborării cu Direcția Ocupării Forței de Muncă, Anenii Noi, a fost posibilă angajarea persoanelor cu abilități profesioniste în domeniul de patiserie și panificație. Concomitent, am beneficiat de subvenții din partea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la angajarea persoanelor care necesită suport suplimentar pe piața muncii. Pe parcursul activității am format un colectiv complet profesionist care ne dă posibilitatea să prestăm servicii de calitate clienților noștri. Le oferim angajaților salariu decent, stabilitate și un echilibru între viața profesională și cea privată. Sprijinul, subvenționarea oferită din partea statului este binevenită, mai ales în perioada asta foarte grea, pandemică. Am suferit foarte mult, dar colectivul a fost strâns, unit, datorită direcției agenției Ocuparea Forței de Muncă din Anenii Noi, au fost subvenționați persoanele, ceea ce ei au prețuit cu bun simț. Vă mulțumim foarte mult! Doamna Bace, vă mulțumim, vă dorim mult succes dumneavoastră și colegilor dumneavoastră, prosperitate și stabilitate, așa cum ați menționat în discursul dumneavoastră. O să continuăm acest traseu al desemnărilor celor mai bune angajatori anului 2021 și îi salutăm pe cei care reprezintă în continuare Societatea Comercială AgroVital IVM, care și-a început activitatea la sfârșitul anului 2015 în orașul Otaci, raionul Ocnița. AgroVital IVM se preocupă de cultivarea cerealelor, a plantelor leguminoase și a celor producătoare de semințe oleaginoase. Întreprinderea dispune de 100 de hectare de livadă, precum și de 300 de hectare de pășuni. Anual, AgroVital IVM SRL prezintă Direcției de Ocupare a Forței de Muncă Ocnița oferte la lucrări de muncă sezoniere. Totodată, compania este unul dintre puținii angajatori care acceptă la muncă persoane de etnie romă.
Totodată, compania în acest context este de menționat faptul că pe parcursul anului 2021, agentul economic a angajat 43 de șomeri, dintre care 39 de origine română. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă salută succesele pe care le înregistrează colaborarea cu subdivisiunea Ocnița și mizează pe continuarea unei relații fructuoase reciproc avantajoase. Ca urmare acestor rezultate, Societatea Comercială Agrovitale VN Ocnița îi se decernează premiul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cel mai bun angajator al anului 2021, la nominația angajator cu cei mai mulți șomeri angajați, direcționați de către subdiviziunea teritorială a Forței de Muncă, categoria angajator cu numărul angajaților până la 49 de persoane. Felicitările noastre și în special domnului director Ciumac Vitarie, pe care îl salut în momentele care urmează și îi oferim cuvântul. Большое спасибо за приглашение поучаствовать в вашей конференции. А? Можно, да? Да, noi vă auzim, domnule Ciumac, și chiar vă vedem. Sunteți în imagine. Vă ascultăm. Да, еще раз повторю. Большое спасибо вам за приглашение участвовать в вашей конференции. В этом году мы действительно впервые обратились в Агенцию по трудоустройству к нашим Окницам районе госпоже Лазару. И она отнеслась к пониманием, что мы испытываем большие трудности в рабочей силе. И нам удалось, конечно, с помощью работников, с помощью именно госпожи Лазару, привлечь к работе ромов. Вы знаете, это очень интересная национальность. Люди, которые в свою бытность мало когда работали, но у нас они вот на протяжении трех месяцев, благодаря настойчивому требованию госпожи Назарева, они все-таки проработали у нас. Думаю, что выражу большую благодарность и в будущем будем продолжать работать, потому что мы занимаемся сельским хозяйством, именно производством фруктов, и только на сбор черешни надо более 100 человек. Сейчас это довольно сложно. Без привлечения мы практически не сможем работать. Поэтому еще раз хочу выразить большую благодарность, пожелать вам всем крепкого здоровья. Вы занимаетесь очень полезным и нужным трудом, и дай Бог вам всем здоровья. Всего хорошего. Господин директор, спасибо вам, господин директор, Чумак Виталий, мулцумим фарте мульт. Континуем трасеу де премьере, астази, в контексту чаро майбуни ангажатори анури 2021. Următorul agent economic premiat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este SRL Sadac Agro, fondată de către Nicolae Prohnitski, încă acum două decenii, la Sada Clia, Basarabeasca. Întreprinderea agricolă se ocupă de cultivarea plantelor, cerealelor, viticulturii și legumiculturii. Necătând la toate obstacolele provocate de pandemie, întreprinderea continuă să-și îmbunătățească serviciile prestate pe piața economică prin investiții, modernizarea echipamentului și a tehnologiilor, ceea ce, desigur, contribuie la majorarea numărului de angajați care aleg să-și croiască o carieră de succes acasă în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă apreciază și mulțumește pentru colaborare cu subdivisiunea Basarabeasca, declararea locurilor de muncă vacante și mai ales pentru angajarea șomerilor în câmpul muncii, care în anul 2021 se estimează la 82 de persoane. În acest context, SRL Sadac Agro Basarabeasca îi se decernează premiul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cel mai bun angajator al anului 2021, la nominația angajator cu cei mai mulți șomeri angajați, categoria angajator cu numărul angajaților de la 50 până la 249 de persoane. Geografic ne transferăm într-o altă zonă a Republicii Moldova, dar evident în contextul evenimentului de astăzi îl salut pe domnul director Nicolae Prohnitski. Domnule director, bine ați venit, felicitări, aveți cuvântul. Bună ziua la toți! Gospodăria noastră se ocupă cu producerea producției agricole, după cum s-a menționat anul trecut, prin intermediul secției de ocupare a forței de muncă Basarabeasca, au fost angajați circa 80 de persoane. Producția agricolă care producem este în cea mai mare parte producția fitotehnică, 95%, 5% este producția viteritului. Și 40% din cea de ramura fitotehniei ocupă culturile cu valoare adăugată înaltă, strugurii, adică viță de vie și
legumicultura. Aceste ramuri necesită forță de muncă mai mare. 10% din producția care o producem o exportăm peste hotarele Republicii Moldova, este exportată de către gospodăria noastră. În rest, realizăm la companiile care o exportă după procurare la noi, iar alte companii înfăptuiesc exportul după procesarea materiei prime, așa cum ar fi struguri tehnici. Vă mulțumesc! Domnule director Nicolae Prochnitschi, vă mulțumim foarte mult, vă dorim prosperitate și succes alături de colegii dumneavoastră în contextul angajărilor viitoare pe care vi le dorim ca să le realizați cu sprijinul partenerilor dumneavoastră. Domnilor și domnilor, geografic mergem în orașul Drochia, recunoscut prin intermediul unei companii care este un lider pe piața de zahăr de Republica Moldova. E vorba despre compania mixtă moldo-germană Suzuchier Moldova SRL. Din anul 2001, de la fondare, compania face investiții în cultivarea sfeclei de zahăr, implementând cele mai recente realizări științifice din domeniu și utilizând tehnologii avansate de economisire a energiei în producerea zahărului. Modernizarea, dar și investițiile în tehnologie de producere a zahărului efectuate în comun cu partenerii agricoli au contribuit la renașterea industriei și au făcut din zahărul moldovenesc un produs competitiv pe piețele europene și cele regionale. Numărul total de angajați la fabrica din Drochia este de peste 300 de persoane. Pe parcursul anului 2021 au fost angajați la întreprindere 108 persoane direcționate de către Direcția Ocuparea Forței de Muncă Drochia, reprezentând 35% din numărul total de șomeri angajați de la începutul anului. Conducerea fabricii este receptivă la solicitările direcției, participă la măsurile active, târgurile locurilor de muncă, seminare informative și activități de recrutare. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă ține să felicite și să mulțumească Suzuchier Moldova SRL pentru parteneriatul frumos de colaborare de lungă durată cu Direcția Drochia. Le urăm mult succes în administrare și dezvoltarea activităților și așteptăm în speranța continuării acestui parteneriat și pentru anul curent, 2022. Așadar, Suzuchier Moldova SRL Drochia se decernează premiul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cel mai bun angajator al anului 2021, la nominația angajator cu cei mai mulți șomeri angajați, categoria angajator cu numărul angajaților peste 250 de persoane. Îl salut în acest context și adresăm felicitări șefului Departamentului Resurse Umane, Nicolae Priscepov. Aveți cuvântul, bună ziua! Bună ziua! Stimați participați în evenimentul de premiere. Suntem recunoscători că compania Suzuchier Moldova a fost recunoscută ca cel mai bun angajator al anului 2021. În anul trecut, noi am ținut rezultate foarte bune, au fost prelucrate 445.000 de tone de sfeclă și produse 59.000 de tone de zahăr. La întreprindere activează 280 de angajați permanenți. Procesul de producere constă din două perioade, perioada de reparație și perioada de prelucrare a sfeclei de zahăr. Angajații permanenți participă la lucrările de reparație și în perioada sezonului de prelucrare a sfeclei îndeplinesc funcțiile tehnologice. De asemenea, în perioada sezonului, noi angajăm 150 de angajați sezonieri, care lucrează în perioada 90-120 de zile, în perioada sezonului. La fel ca majoritatea angajatorilor din Moldova, noi ne confruntăm cu mai multe probleme în asigurarea cu personal care corespunde cerințelor întreprinderii. Acestea sunt lipsa cadrelor de calificare, migrarea forței de muncă, probleme cu organizarea formării profesionale. În aceste condiții, colaborarea cu Agenția Ocuparea Forței de Muncă este de mare importanță pentru noi. Aș dori să menționez că oferta de muncă calificată în regiune este insuficientă, iar procesul de căutare și selecție este complicat de diverse motive, inclusiv din cauza pandemiei. Așadar, când avem posturi vacante în perioada de reparație, apelăm mai întâi la Agenția Teritorială de Ocupare Forței de Muncă Drochia, care are deja o bază de date a potențialii angajați. Colaborarea cu Agenția Teritorială Ocupare Forței de Muncă ne permite de asemenea să recrutăm lucrătorii sezonieri la timp. În anul 2021, 70% din lucrători sezonieri au fost angajați cu asistența agenției. Sperăm că colaborarea în continuare cu Agenția Ocuparea Forței de Muncă va fi utilă atât pentru regiune și pentru întreprinderea noastră.
Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnul Nicolae Priscepov, șef de departament Resurse Umane, a fost alături de noi, o colaborare fructuoasă și să o dezvoltați la capacitate maximă, asta vă dorim. Continuăm premierea celor mai buni angajatori anului 2021. În continuare o să menționăm despre societatea cu răspundere limitată Domascas din raionul Florești. Deși activează de doar 3 ani, compania este deschisă de a contribui la dezvoltarea abilităților tinerilor specialiști, astfel asigurând instruirea la locul de muncă a șomerilor înregistrați la Direcția de Ocupare a Forței de Muncă Florești. Întreprinderea se ocupă cu diverse lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Întreprinderea tinde de a se manifesta în continuare în același domeniu, cu mai multe proiecte și posibilități de angajare și stagiere a persoanelor. Ținem să remarcăm faptul că pe parcursul anului 2021, SRL Domascas a asigurat instruirea la locul de muncă pentru 10 șomeri din cadrul Direcției Florești. Pe viitor, agentul economic intenționează să instruiască în continuare șomerii care nu au o profesie sau o meserie direcționată către subdiviziunea teritorială. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă apreciază interesul SRL Domascas Florești de a se implica cu interes sporit într-o nouă experiență și decernează premiul cel mai bun angajator al anului 2021 la nominația angajator care a implementat măsuri active de ocupare a forței de muncă, categoria instruirea la locul de muncă. Ofer cuvânt în acest context domnului director Gâtu Ghenadi, pe care îl salut cu mult respect. Domnule director, aveți cuvântul. Bună ziua la toți! Am auzit despre programele adresate angajaților din seminariile organizate Direcția Ocupării Forței de Muncă din Florești. Din start nu am fost hotărât, nu am fost încrezut că o să fie succes, dar conform vizitelor totuși la direcție am depus cererea pentru programarea la programul de instruire la locul de muncă. Începutul, se știe că tot timpul este necunoscut, să zicem așa, cam cu frică, că nu se va primi, nu se va reuși, dar cu un efort comun am depășit toate barierele. Întreprinderea noastră, programul pentru întreprinderea noastră a fost binevenită pentru o subvenție oferită de Agenția Națională și deja ne gândim anul acesta să participăm la mai multe programe adresate angajatorului. Vă mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim, vă dorim sănătate și realizări cât mai frumoase alături de colegii dumneavoastră. Evenimentul de astăzi este important, așa cum am menționat și vorbitorii anteriori, și prin faptul că ne referim la diferite sectoare de dezvoltare a economiei naționale și în special a problemelor cu care se confruntă. Una dintre ele vizează pe tinerii de pe piața muncii care nu au încă experiență profesională. În scopul dobândirii abilităților practice și a sporirii șanselor de ocupare a unui loc de muncă, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă oferă posibilitatea realizării unui stagiu profesional. SRL INAT.com este unul din agenții economici care a asigurat stagiul profesional pentru 10 șomeri stagiari direcționați către subdiviziunea Ialoveni. INAT.com a fost fondată în anul 2002 de către soții Iura și Natalia Sula, care cu multă încredere și perseverență au reușit să deschidă un salon de frumusețe și să evolueze pe parcursul anilor. Salonul este amplasat în orașul Ialoveni, la momentul actual oferind diverse servicii de frumusețe. Pe viitor, agentul economic își propune extinderea afacerii, deschiderea unui cabinet cosmetologic unde va avea nevoie de personal calificat și profesionist, pentru care cu siguranță va apela la Direcția de Ocupare a Forței de Muncă Ialoveni. În contextul celor expuse, Agenția Națională pentru Ocupare a Forței de Muncă exprimă profundă recunoștință pentru efortul depus de către SRL INAT.com Ialoveni și decernează premiul cel mai bun angajator al anului 2021 la nominația angajator care a implementat măsuri active de ocupare a forței de muncă, categoria stagii profesionale. Doamna manager Natalia Sula este alături de noi, vă salut cu mult respect și vă oferim cuvântul. Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc frumos pentru trafeu. Aducem, sigur, mare mulțumire și Direcție pentru Ocupația Forței de Muncă din Ialoveni pentru colaborare și sperăm ca în viitor să avem parte totuși de o colaborare cu succes. Mulțumim foarte mult și sănătate să avem! Și noastră, la fel, vă dorim mult succes, multă sănătate, doamnă. Mulțumim foarte mult, rămâneți alături de noi. O să
continuăm alături de colegii dumneavoastră. În scopul angajării și reintegrării persoanelor din categoriile care necesită suport suplimentar pe piața muncii, agenția implementează programele de subvenționare a angajatorilor. Unul dintre beneficiarii acestei măsuri este ESA Combinatul de Pâine din Bălți, fondat în anul 1944. Este amplasat în capitala de nord a țării, în zona industrială a orașului, fiind unul dintre cei mai mari producători din Republica Moldova în domeniul produselor de panificație. Actualmente, uzina produce peste 150 de tipuri de produse și dispune de o rețea de magazine de firmă, prin intermediul cărora este realizată producția. Pe parcursul anului 2021, în urma colaborării cu Direcția de Ocupare a Forței de Muncă Bălți, Combinatul de Pâine a angajat 21 de șomeri care au necesitat suport suplimentar pe piața muncii. Apreciem mult deschiderea centrului economic în oferirea sprijinului la angajarea persoanelor din categoriile care necesită suport suplimentar pe piața muncii și îi dorim succes în dezvoltare și producere a produselor noi, atât pentru piața internă cât și pentru cea externă. În acest context, ESA Combinatul de Pâine din Bălți se decernează premiul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cel mai bun angajator al anului 2021, la nominația angajator care a implementat măsuri active de ocupare forței de muncă, categoria subvenționarea locurilor de muncă. O salut cu mult respect pe doamna director general, domnul director general Grama Eduard. Domnule director, bună ziua și bine ați venit. Vă oferim cuvântul. Bună ziua, stimat domn ministru, bună ziua, doamna director, stimați colegi. Vă mulțumim mult pentru aprecierea care am primit-o din partea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forțelor de Muncă. Sperăm că în anul 22 vom avea mai mari rezultate pe domeniul ăsta. Este și o responsabilitate socială din partea Combinatului de Pâine de Bălți, unul din cei mai vechi întreprinderi din regiune și din Republica Moldova și unul din cei mai mari angajatori pe zona de nord. Vrem să mulțumim pentru teritoriale Bălți, pentru o colaborare foarte bună care am avut în anul 2021 și vreau să mă de la Departamentul de Resurse Umane din cadrul companiei și toți colegii care sunt și care lucrează în domeniul resurselor umane, că eforturile depuse de ei, ăsta este rezultatul și aprecierea prin premiul respectiv. Vă mulțumim încă o dată, mulțumim pentru aprecieri și sperăm că în anul 2022 o să depunem și nu numai noi și alți agenții economici vor depune eforturi ca să putem angaja cât mai multe persoane și cu vizibilități și persoane care sunt șomeri și încă o dată vă mulțumesc pentru tot și sănătate la toată lumea. Vă mulțumim foarte mult, domnule director general Grama Eduard, Combinatul de Pâine din Bălți. Vă dorim mult succes și multă sănătate. În cazul persoanelor cu nevoi speciale, un loc de muncă înseamnă nu doar o sursă de venit, dar și oportunitatea să comunice, să dezvolte și să-și depășească limitele. SRL Lumin Tehnica, Societății Nevăzătorilor din Republica Moldova, fondată încă din anul 1966, este unul dintre puținii agenți economici care angajează persoane cu deficiențe de vedere. Persoanele cu deficiențe de vedere sunt ocupate în lucrări de asamblare, corpuri de iluminată, a cleștelor de rufe măturilor, lopeților, schele de metal, împachetarea chibriterilor și așa mai departe. În anul 2021 a fost deschisă o secție de producere a capacelor metalice pentru conservare, cu locurile de muncă nou create, maestru secție și butor ambalator. Spațiul destinat secției noi create a fost renovat și reparat, dotat cu echipament, mobilier și tehnologiile necesare persoanelor cu deficiențe. Ca rezultat al colaborării întreprinderii SRL Lumin Tehnica cu Direcția Generală de Ocupare a Forței de Muncă din municipiul Chișinău, două persoane din categoria șomerilor înregistrați care necesită suport suplimentar la angajare a fost direcționată către subdiviziune, iar această oportunitate a fost o adevărată șansă pentru ei pentru a se încadra în câmpul muncii. În anul 2022, SRL Lumin Tehnica intenționează să adapteze încă două locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități. Drept recunoștință pentru efortul depus în vederea creării sau adaptării locurilor de muncă pentru șomerii înregistrați în rândul persoanelor cu dizabilități, SRL Lumin Tehnica Chișinău intră în posesia premiului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cel mai bun angajator al anului 2021, la nominația angajator care a implementat măsuri active de ocupare a forței de muncă, categoria subvenționarea pentru crearea sau adaptarea
locurilor de muncă. Îmi salut în acest context pe domnul director Romanenko Alexei. Domnule director, bună ziua, vă oferim cuvântul. Bună ziua, stimate domnul ministru, stimată doamna director Agenției Naționale cu Cadrul Forței de Muncă, doamnelor și domnilor, sunt onorat să fiu prezent astăzi în fața dumneavoastră. Compania noastră mulțumește agenție pentru faptul că am fost aleși în anul 2029 ca cel mai bun angajator al anului și vreau să spun că, într-adevăr, anul 2021 a fost pentru compania noastră un an fructuos de colaborare cu agențiile. Astăzi, 18 februarie, cunosc că Agenția Națională de Ocupare Forței de Muncă marchează o dată de 31 de ani de la fondare, o perioadă foarte activă, productivă a fost și mai ales în domeniul persoanelor cu dizabilități. Adică ați trecut o cale foarte importantă de la imposibilitate prin lege să devii persoane cu dizabilități înregistrați ca șomeri, până astăzi când putem subvenționa aceste locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități. Cu ocazia acestor 31 de ani de activitate, vreau să, cu ocazia aceasta, să aduc sincere felicitări tuturor angajaților și conducerii Agenției Naționale și multe progrese pe viitor să aveți pe domeniul care ați ales în viața dumneavoastră. Vreau să spun că întreprinderea lumii tehnică este în majoritate persoanele cu nevoi speciale, adică constituie colaboratori sunt persoanele cu deficiență de vedere. Chiar și în viața de toate zilele întâlnim diferite dificultăți, dar vrem să fim la fel persoane cu drepturi depline în societatea noastră și vrem să aducem aportul în viața economică și socială a țării noastre. La final vreau să spun, să citesc pe un poet care a spus că «Счастье – это когда ты очень хочешь утром идти на работу, а вечером очень хочешь идти домой». Eu, în continuare, vreau să vă doresc ca dumneavoastră să faceți pe viitor cât mai mulți oameni fericiți în țara noastră. Mulțumesc! Mulțumim, domnule director. Citatul dumneavoastră este valabil. Ținem cont de el. Este și face parte din viața de zi cu zi. Asta le dorim tuturor angajatorilor și angajaților. În pofida dificultăților și a restricțiilor de activitate, chiar dacă anul 2021 a fost unul dificil, cu provocări, SRL General Grup Groza și-a lansat afacerea în anul 2021, grație suportului acordat de către Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă din municipiul Bălți. Inițiatorul afacerii fiind unul dintre șomerii înregistrați la subdiviziunea teritorială. Scopul inițierii afacerii a fost crearea unor noi locuri de muncă și stimularea societății în practicarea sportului și a unui mod de viață sănătos. Obiectivul inițial a fost oferirea clienților o sală sportivă în apropiere la un preț accesibil, astfel că întreprinderea deschisă în municipiul Bălți, un centru de fitness într-o zonă populată a orașului, care acum este frecventată cu regularitate de către clienți. Planurile de viitor nu se opresc aici. În cel mai scurt timp urmează să dezvolte activitatea de personalizare a tricourilor și a costumilor sportive puse la dispoziția publicului larg într-un magazin specializat. Le dorim mult succes în administrarea și dezvoltarea activităților. Îi așteptăm în speranța continuării acestei colaborări și în acest an, anul 2022. SRL General Grup Groza Bălți intră în posesia premiului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cel mai bun angajator al anului 2021, la nominația angajator care a implementat măsuri active de ocupare a forței de muncă, categoria consultanță, asistență și sprijinirea inițierii unei afaceri.
Domnul director Groza Vitalie este alături de noi. Bună ziua, bine ați venit, felicitări, vă oferim cuvântul. Bună ziua, vreau să spun că este o mare bucurie și onoare pentru noi de fapt să suntem aici. Vă mulțumim frumos pentru acest trofeu care de fapt ne încurajează mult și ne dovedește odată în plus că ceea ce facem are potențial de creștere și are folos, dar este o bucurie din nou pentru noi. Vreau să mulțumesc Agenției Naționale pentru ocuparea forței de muncă, pentru că ne-a întâmpinat cu brațele deschiși, a spune, că ne-a explicat pas cu pas ce trebuie să facem, cum să procedăm, ne-a ajutat cu un grant. Este ceva plăcut, ceva folositor pentru noi. Ne-a prins foarte bine și persoanele care ne-au fost recomandate ca să fie angajate. Da, am angajat încă 3 persoane, suntem angajați. Este de nou o oportunitate pentru noi care o prețuim mult și vom continua să colaborăm cu această agenție pentru că, într-adevăr, ne-a pus la dispoziție persoane capabile care iubesc ceea ce fac, iubesc sportul și aceasta este ceea ce ne reprezintă, de fapt, pe noi. Cum s-a menționat, sala noastră de fitness este deschisă în Bălți, strada Pușkin 73. Ne bucurăm în prezent săptămânal de o frecventare de peste 100 de persoane. Clienții noștri sunt mulțumiți, sunt fericiți că au în apropiere de ei o sală de fitness, se pot relaxa, se pot bucura după o zi de plină de lucru și astfel își pot încheia ziua frumos. Noi continuăm să intervenim și să progresăm, cum s-a menționat iarăși, că să producem tricouri, costume sportive, să le personalizăm pentru ca clienții noștri atunci când vin la o sală de sport să aibă un tricou care îi reprezintă pe ei, reprezintă temperamentul lor și îi motivează să continue să se dezvolte, să progreseze, să arate mai bine, să se simtă mai bine, pentru că sportul într-adevăr este soluția la multe probleme și este de fapt începutul unui succes. Vă mulțumim din nou și vă dorim succes tuturor! Să rezistați începutul acestui succes despre care ați menționat. Vă mulțumim pentru promovarea unui mod de viață sănătos și vă dorim respectiv multă sănătate. Continuăm, stimați participanți, doamnelor și domnilor, evenimentul de astăzi cu inițiativele locale. Și anume, SRL Vila Dorului este o afacere de familie în localitatea de Paștină, satul Molovata 9, raionul Dubăsari, lansat în anul 2019, care activează în domeniul Horeca. Receptivi la solicitările și suportul oferit de secția ocuparea forței de muncă Dubăsari, ce ține de declararea locurilor de muncă vacante și aplicarea măsurilor de subvenționare, SRL Vila Dorului și-a dezvoltat afacerea, creând noi locuri de muncă și acoperind un spectru de servicii propuse la pensiune. Ținând cont de faptul că se află pe malul râului Nistru, grație subvenției oferite în 2021 de către agenție, SRL Vila Dorului a reușit să procure 3 hidrobiciclete de apă pentru a oferi clienților activitățile creative. Însă planurile dezvoltării afacerii nu se opresc aici. Pentru următorii ani, SRL Vila Dorului planifică iluminarea teritoriului, inversirea spațiului adiacent vilei, modernizarea plajei, construcția unei bucătării de vară cu un cuptor tradițional moldovenesc, digitalizarea totală a vilei, calificarea angajaților și creșterea statelor de personal. Ca urmare a acestor rezultate, SRL Vila Dorului se decernează premiul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cel mai bun angajator al anului 2021. La nominație, angajator care a implementat măsuri active de ocupare a forței de muncă, categoria susținerea proiectelor de inițiative locale. Doamna administrator, Victoria Mușinski este alături de noi. Victoria, felicitări, vă oferim cuvântul. Bună ziua, mulțumim mult! Onorată să fiu invitată la acest eveniment frumos și totodată și premiată. Eu sunt Victoria Mușinski și sunt administratoarea pensiunii turistice amplasată în Molovata Nouă, Vila Dorului. Necătând la faptul că ultimii ani au fost cam dificili, probabil că pentru toți, inclusiv și pentru noi, noi am reușit să facem multe realizări frumoase, ceea ce a dus la dezvoltarea și extinderea afacerii. Una din realizări a fost conlucrarea cu subdiviziunea teritorială de ocupare a forței de muncă Dubăsari, care ne-a oferit consultanță și asistență în procesul de obținere a acestei subvenții. Am reușit prin această subvenție să diversificăm spectrul de servicii oferit și totodată să creăm 2 locuri de muncă în zona rurală. În acest context, aducem sincere mulțumiri ANOFM și totodată subdiviziunii Dubăsari, inclusiv doamnei directoare Tatiana și întregii lor echipe, pentru suportul care ne l-au acordat și sprijinul pentru a obține aceste subvenții. Totodată suntem deschiși pentru o conlucrare în viitor. Aș vrea să spun că noi deja subdiviziunea Dubăsari pentru ocuparea forței de muncă îi putem numi ca parteneri pentru că ori de câte ori nu ne-am adresat, suntem susținuți
și totodată îndrumați pentru a face noi lucruri, pentru a găsi noi angajați și suntem mulțumiți pentru aceasta. Și totodată mulțumim pentru premiu. Succes la toți și mulțumim mult! Așa să fie, îi dorim succes Vilei Dorului, reprezentat de către dumneavoastră astăzi la evenimentul nostru. Victoria Mușiți a fost alături de noi. Mulțumim! Felicitări! Următorul agent economic premiat este compania Draxen Mayer Automotive SRL, de Constanța în Cahul, care activează în domeniul industriei prelucrătoare și realizează soluții pentru cablajele electrice în industria automotive, având ca și de top care produc automobile premium. Remarcându-se ca fiind unul dintre cei mai activi agenți economici din Cahul pe parcursul anilor, Draxen Mayer menține colaborarea frumoasă cu Direcția Ocupare Forțe de Muncă de Raion, oferind un număr mare de locuri de muncă și asigurarea angajării persoanelor în procesele de producere și dezvoltare. Este mai mult decât importantă oportunitatea de care beneficiază angajații companiei de a avea un loc de muncă acasă, dar și de a-și putea dezvolta, pune în valoare abilitățile și aptitudinile. Pentru al doilea an consecutiv, Draxen Mayer Automotive SRL Cahul a reușit performanța de a fi lider și la o altă categorie, grație numărului mare de persoane angajate în anul 2020, dar și declararea peste 200 de locuri de muncă vacante în anul 2021. În acest context, companiei se decernează premiul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă cel mai bun angajator al anului 2021, la nominația angajator care a colaborat activ pe parcursul anilor cu subdiviziunea teritorială de ocupare a forței de muncă. În acest context, oferim cuvânt administratorului fabricii din municipiul Cahul, domnului Stoica Răzvan Laurențiu. Vă salutăm, felicitări, aveți cuvânt. Bună ziua, bună ziua, domnule ministru, stimați organizatori și invitați, doamnelor și domnilor. Suntem onorați să fim prezenți în cadrul acestui eveniment, în al doilea an consecutiv la această festivitate de decernare a distincției angajator de top în regiunea Cahul. După cum știți, compania Draxen Mayer activează în cadrul Moldovei încă din anul 2007, când s-a deschis prima fabrică în Bălți. Compania a crescut constant pe parcursul celor 15 ani, iar în 2018 grupul a început producerea de cablaje electrice în sudul Moldovei. Actualmente la Cahul avem peste 1000 de angajați în fabrica noastră, în diverse funcții, operatori de producție, mecanici, lucrători în logistică, ingineri, angajați în zona de calitate, serviciu social, colaboratori în resurse umane. Împreună, ca o întreagă echipă, suntem mândri că am reușit să consolidăm compania și fabrica din Cahul și să ajungem să livrăm cablaje și produse de calitate premium clienților noștri. De asemenea, oferim oamenilor din regiunea de sud șansa de a-și dezvolta abilitățile profesionale, de a avea o carieră atractivă și de a deveni mai puternici într-o echipă tânără și dinamică. Compania contribuie la oprirea exodului tinerilor specialiști din țară, oferindu-le un loc de muncă stabil acasă alături de familie. De asemenea, avem în obiectivele noastre și dezvoltarea tineretului, Draxen Mayer implementând un program de învățământ dual în colaborare cu școlile profesionale numărul 1 și numărul 2 din Cahul, oferind tinerilor posibilitatea să învețe și să lucreze în același timp în cadrul claselor și atelierelor moderne organizate de către companie. Angajații noștri reprezintă cea mai mare valoare a companiei. Deși în anii precedenți, prin această situație generată de coronavirus, am întâmpinat multe provocări la care s-au adăugat diverse probleme din industria specifică, industria automotive, cum ar fi fost criza semiconductorilor de anul trecut, datorită contribuției colaboratorilor noștri am reușit să ne realizăm țelurile și să ne consolidăm ca echipă și să putem privi cu încredere în viitor. Fabrica Draxen Mayer din Cahul este un proiect de o valoare considerabilă care contribuie semnificativ la dezvoltarea regiunii Sud. Vă mulțumim încă o dată și vă asigurăm de întreg sprijinul nostru în parteneriatul cu Asociația Direcția pentru Ocupare Forței de Muncă Cahul pentru dezvoltarea noilor proiecte și să sperăm că împreună cu sănătate vom reuși să ne revedem din nou la următoarele festivități de premiere din anii care vor veni. Vă mulțumesc! Așa să fie, domnule Stoica, vă mulțumim, cel mai bun angajator al anului 2021, compania Draxen Mayer Automotive SRL. Mulțumim foarte mult. Continuăm traseul nostru de premiere a celor mai buni angajatori. Istoria companiei SRL Orhei Vit începe în anul 1945 cu deschiderea fabricii de conserve din Orhei. Astăzi, compania este lider în industria de sucuri și deține două fabrici moderne în orașele Orhei și Căușeni.
Compania este bine cunoscută pe piața din Moldova cu cele mai populare mărci și produce o gamă largă de produse. Sucuri, nectare, produse pentru copii, conserve din legume, gemuri, dulcețuri, cât și produse semifinite, exclusiv fabricate din materii prime naturale. Fabricile Orchei Vit sunt echipate cu linii de producere moderne, tehnologii de ultimă generație și de înaltă performanță, iar geografia vânzărilor companiei se extinde în peste 35 de țări din lume. Serele Orchei Vit, pe parcursul anilor, menține o colaborare fructuoasă cu Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă Orchei, participând la diverse conferințe, seminare, instruiri, târguri a locurilor de muncă. Prin intermediul Direcției Orchei, compania a beneficiat de personal cu experiență de muncă în domeniu, de asemenea participând activ la măsurile de ocupare a forței de muncă privind încadrarea tinerilor la stagii profesionale, angajarea persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani și aplicarea la programele de subvenționare a locurilor de muncă. Îi urăm mult succes companiei SRL Orchei Vit în vederea dezvoltării și menținerea standardelor înalte de producție, iar drept recunoștinței se decernează Premiul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cel mai bun angajator al anului 2021, la nominația angajator care a colaborat activ cu Subdiviziunea Teritorială de Ocupare a Forței de Muncă pe parcursul anului. Cuvânt se oferă domnului director executiv Mudrea Simion Alexei. Bună ziua, bine ați venit, felicitări! Vă rog să conectați microfonul, domnule director, ca să vă auzim. Da, mulțumim foarte mult! Bună ziua tuturor! Vă salut, domnul ministru, domnilor angajatori! Întreprinderea Orchei Vit, reieșind din istoricul lui și din termenul de angajare a oamenilor în Republica Moldova, în colaborare cu Agenția pentru Ocupare Forțelor de Muncă, au obținut mai multe rezultate pentru ca să fie oportună pentru producerea și pentru colaborarea de mai departe și de perspectivă de dezvoltare a întreprinderilor. Eu o singură doleanță o am care către minister, către organizațiile care este pentru a implementa împreună cu Ministerul Învățământului la moment lipsa cadrelor care din start trebuie să fie pregătite în școli profesionale și este vârsta medie la moment exlop și toți angajatorii cred că sunt susțină a personalului e de la 40 de ani în sus. Ceea ce avem noi la moment care studenții care au finisat studiile din anii 88 în pace, avem juriști și economiști. Mai mult ceea ce profesii elementare care începând cu un lăcătuș, un strungar, celor șofer, un tractorist care în câmp acum să lai, nu-l avem. De asta dorința noastră este și cred că la toți asta dorință de a implementa cât mai mult învățământul în școli profesionale, în școlile chiar de tip închis, fie redat profesionalismul care ar trebui necesar în Republica Moldova pentru a fi destulat cu forță de muncă. Asta dorim, vă mulțumesc mult pentru încrederea care ne-ați dat la către Orchei Vit în privință la colaborare cu Agenția pentru Ocupare Forțelor de Muncă. Domnule director, vă mulțumim, Orchei Vit, mult succes! Angajatorii au capacitatea de a atrage forță de muncă atât din rândul solicitanților locali, cât și a migranților plecați peste hotare la muncă, dar dispuși să revină pentru a se angaja în țară. O alternativă pentru cei dornici să revină la locul de baștine pentru a munci a oferit-o compania Lord Rustic SRL, care activează în satul Leurdaia, reunul Călăraș și care colaborează cu Direcția de Ocupare a Forței de Muncă Călăraș. Este la început de cale, fondată recent, în anul 2021 mai exact, cu angajați din rândul șomerilor înregistrați cu statut de migranți reveniți în țară. Activitatea Lord Rustic SRL de prelucrarea lemnului și producerea mobilii din lemn a început de la lucrări mici, iar acum a ajuns la efectuarea lucrărilor masive care au o valoare mai mare și oferă posibilitatea extinderii afacerii, totodată efectuarea unui număr mai mare de lucrări. Scopurile de viitor ale companiei sunt mărețe, compania planifică construirea unei fabrici de mobilă, crearea unui număr mai mare de locuri de muncă și dezvoltarea zonei rurale. Sperăm că exemplul companiei de a angaja migranți să fie preluat așa încât să putem valorifica aici, acasă, potențialul de muncă al conaționalilor noștri.
Domnilor și domnilor, stimați participanți, în acest context se oferă companiei Lord Rustic SRL Călăraș, premiul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cel mai bun angajator al anului 2021, la nominația angajator care a angajat migranți reveniți acasă. Doamna administrator Nicoriuc Natalie este alături de noi. Felicitări, stimată doamnă, vă oferim cuvântul. Da, bună ziua tuturor! Vă mulțumim enorm pentru această invitație și pentru trofeul acordat, care într-adevăr ne încurajează foarte mult să mergem înainte și să creăm cât mai multe lucruri frumoase pentru oamenii noștri, pentru cetățenii noștri. După cum ați văzut, compania noastră se ocupă cu prelucrarea lemnului și producerea mobilei din lemn tare, precum este frasenul și stejarul. Facem lucrări de o calitate foarte înaltă, după un design personalizat, un design unic, care, după cum am analizat piața, are o cerere foarte mare. Și activăm pe piața națională de un an de zile, din februarie anul 2021 ne-am înregistrat și iată, și acuși avem un an de zile. Am reușit să angajăm două persoane care au venit de peste hotare și ne străduim și ne dăm toată străduința ca să creăm cât mai multe locuri de muncă, că într-adevăr avem nevoie de persoane, dar este o problemă. Foarte greu se găsește în ziua de azi o persoană calificată în domeniu sau măcar cât uși de puțin să avem lucrători chiar și simpli. E foarte greu de găsit. Suntem foarte recunoscători Departamentului Ocupare Forței de Muncă pentru ajutorul și subvenția care am fost subvenționați în luna iunie-iulie anul acesta. Și cu acest ajutor am reușit să procurăm utilaje din America care ne-au ușurat foarte mult lucru. Colaborarea cu Departamentul Ocupare Forței de Muncă este o susținere enormă pentru mica noastră afacere și avem planuri mari de colaborare pe viitor, căci, într-adevăr, de fiecare dată când ne adresăm la Departamentul Ocupare Forței de Muncă, suntem auziți, suntem susținuți, suntem îndrumați și cu siguranță vom colabora și mai departe. Vă mulțumim foarte mult pentru tot, sănătate la toți și un an liniștit, plin de succese și numai bine tuturor. Mulțumim! Ceea ce vă dorim și noi, stimată doamnă, mulțumim foarte mult! Valorificarea capacităților tinerilor aici, în Republica Moldova, este o prioritate națională, iar compania SRL Liliana Constantin de Raionul Niscoreni este un exemplu practic privind angajarea acestei categorii de cetățeni. Compania își desfășoară activitate din anul 2017 în domeniul industriei ușoare, confecționarea articolelor de îmbrăcăminte. În prezent, la fabrică activează peste 50 de angajați, 10 dintre ei fiind tineri cu vârsta cuprinsă între 16-34 de ani, angajați cu suportul Direcției pentru Ocuparea Forței de Muncă în Nisporeni. Pe parcursul anilor, afacerea s-a extins cu deschiderea unei filiale într-o altă comună a raionului Nisporeni. Cu multă speranță, SRL Liliana Constantin are ca scop dezvoltarea afacerii până la un număr de 400 de angajați, astfel oferind șansa ocupării forței de muncă din localitate și motivarea tinerilor să muncească acasă, în Republica Moldova. Ca urmare a numărului de tineri angajați în anul 2021, compania SRL Liliana Constantin Nisporeni îi se oferă premiul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă cel mai bun angajator al anului 2021, la nominația angajator care a angajat mai mulți tineri șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 și 34 de ani. Domnilor și domnilor, stimați premianți, cuvânt se oferă domnului Constantin Luncașu, administrator. Domnule Luncașu, bine ați venit alături de noi! Bună ziua la toți! Mulțumim, domnul Golovean! Mulțumiri sincere Direcția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în Nisporeni, cu bună colaborare și cu un colectiv respectuos. Mulțumim sincere de munca depusă și pentru informația prompt și la moment dată pentru persoanele care caută un loc de muncă. Sperăm și muncim la dezvoltare mai departe pentru formarea unui colectiv bun, prietenos, care poate face față la toate nevoile și obstacolele care se ivesc. Mulțumim mult! Și noi vă mulțumim mult. Cu siguranță astăzi sunt prezente, dincolo de abilitățile noastre profesionale și
aceste emoții de sărbătoare. Noi ne bucurăm foarte mult că în debutul acestei zile am reușit ca să vă prindem în acest eveniment în calitate de cei mai buni angajatori a anului 2021. Domnule ministru, dinseță doamnă Dogaru, stimați colegi, evenimentul a ajuns la final, dar nu punem punct aici, pentru că deja ne gândim la următorul eveniment care va fi realizat în anul 2023 pentru anul 2022, care vor scoate în vizor cei mai buni angajatori ai anului curent. Doamnelor și domnilor, am un mesaj din partea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru dumneavoastră, stimați participanți, stimați premianți. Așadar, felicităm angajatorii premiați în cadrul acestui eveniment pentru receptivitate și pentru gradul de implicare și de asemenea angajaților care au apelat și au beneficiat de măsurile implementate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă împreună cu subdiviziunile teritoriale. Mi-ar plăcea să credem că ideea realizării acestui eveniment va impulsiona angajatorii să păstreze sau să inițieze colaborarea cu agenția căror beneficii au constituit esența și motorul evenimentului de astăzi. Domnilor și domnilor, vă dorim multă sănătate. Astăzi s-au vorbit despre angajatori care au deja un parcurs istoric în ceea ce ține de procesul de angajare și a rezultatelor obținute, de angajatori care sunt la început de cale de experiență, însă toate luate împreună reprezintă acest succes de care are nevoie cu siguranță Republica Moldova, mai ales în aceste vremuri, și vrem ca să vă știm sănătoși și cu un potențial mare de angajare, iar acest lucru se va realiza în echipă și în colaborare cu partenerii dumneavoastră de dezvoltare. Mulțumesc, domnule ministru, dragi colegi, stimați premianți, încă o dată felicitări, vă dorim la mai mult și la mai mare, acasă, aici, în Republica Moldova. O zi frumoasă să aveți și ne dăm întâlnire data viitoare.